Ne-am întors în direct, așa cum v-am promis, vom discuta un subiect pe care eu îl consider extrem de important, pentru că în spatele acestui subiect se află o mare parte din clasa politică, oameni care sunt deputați, senatori, primari, șefi de consilii județene prin țară și sunt puși acolo cu sprijinul direct al mafioților și al clanurilor interlope, mi-asum ce spun. În spatele acestor imagini sunt pierderi de miliarde de, iertați-mă, miliarde de euro, miliarde de euro pe an, pierderi făcute din evaziune. Apropo, imaginile, ca să nu ne lungim mult, imaginile astea arată jaful de azi noapte din Jilava, mă rog, din Ilfov. Mașini cu oameni, cu cetățeni de etnie, de neetnie, de... aveau în mașină 6 miliarde jumate de lei vechi. Știți că sunt două dosare penale. Unul e pentru jaful ăsta și al doilea dosar penal este pentru evaziune fiscală, pentru că nimeni de la Sintești de acolo nu știa să justifice de unde au ei pe bancheta din spate 6. Știți? Bine, hai că discutăm după aia. Bună ziua, domnul Drăgan, bună ziua, domnul Marinescu. Bună ziua. Bună ziua. Vă mulțumesc amândurora, unul reprezentând Poliția Română, domnul Georgian Drăgan, purtător de cuvânt, celălalt reprezentând partea senatorială care a făcut și face anchete mari cu efecte mici sau zero, chiar dacă anchetele se fac, și unul care, senatorul Marinescu, reprezintă și punctul de vedere de multe ori al Curții de Conturi, care trage semnale de alarmă în fiecare zi, ce jaf istoric se consumă aproape lunar în România și nimeni nu ia nicio măsură. Domnul Drăgan, în primul rând, oficial, cum sună intervenția noastră pentru cei care se uită la emisiunea mea privind evenimentele de aseară, dar umanizați intervenția, nu o faceți de-aia cu pe raza comunei Jilava a avut loc și cu 7 mașini ciocni. Nu, mai uman, așa să o înțelegem și noi ăștia mici. Sigur, aș dori să mă rezum la faptul că în această cauză a fost deja întocmit un dosar de cercetare penal, și acum ați precizat și dumneavoastră mai devreme, în care colegii mei din cadrul IPJ Ilfov efectuează verificări, bineînțeles, sub coordonarea parchetului competent. Prejudiciul estimat este de 650.000 de lei. Aș dori să precizez faptul că polițiștii sub coordonarea procurorilor au ridicat deja imagine de pe camerele de supraveghere, au audiat deja persoanele implicate și cu siguranță într-un timp foarte scurt vom avea și un rezultat în această anchetă. Vă pot întreba, domnul Drăgan, vă pot întreba dacă este adevărată știrea conform căreia ăștia care au fost jefuiți veneau cu banii de la bancă, îi scoseseră de la o bancă? Așa este, au declarat faptul că au scos acei bani de la bancă. Bineînțeles că se vor verifica toate aspectele, inclusiv proveniența acestei sume de bani. Colegii mei desfășoară activități încă de aseară sub coordonarea procurorilor din cadrul unității de parchet competente. V-am spus că au fost deja efectuate audieri în această cauză, s-au ridicat toate imaginele de pe camerele de supraveghere și bineînțeles că în cel mai scurt timp vom avea un rezultat. Însă aș dori să adaug, dacă îmi permiteți, faptul că la nivel național, anul acesta, Poliția Română a efectuat aproximativ 4.200 de percheziții domiciliare pentru documentarea activităților infracționale. Au fost destructurate până la acest moment peste 400 de grupuri infracționale, dintre care 108 grupuri activau în domeniul infracționalității organizate. Am înțeles. Pot să vă întreb ceva la care știu că nu o să-mi răspundeți, pentru că este firesc. Întotdeauna purtătorii de cuvânt, stimați telespectatori, au un corset. Și al BNR-ului, și al poliției, și al Cotroceniului, toți. Corsetul se numește mandatul de a purta, fiind purtător de cuvânt, mandatul de a purta cuvântul dat de șefii, președintele României, șeful BNR-ului, șeful poliției, ministrul Vela și așa mai departe. Dar eu totuși încerc marea cu degetul. Ce mă costă? Știu răspunsul, nu comentez. Domnul Drăgan, dacă aseară nu se luau oia la bastoane, nu se furau 6 miliarde jumate, nu se tamponau 7 mașini, nu ajungeau colegii noastre în timp absolut spectaculos, în timp util la locul faptei, nu ajungeau să-i urmărească pe făptuitori atât de repede, s-ar fi știut vreodată în România că ei au 6 miliarde jumate în mașină? De vreme ce noi, cetățenii de rând, dacă umblăm într-o bancă cu mai mult de 10.000 de euro, se sesizează toate organele statului român? Întrebare, au fost sesizate organele statului român privind suma uriașă, dacă nu era jaful respectiv? Cu siguranță da, pentru că existau deja anumite informații pe care colegii mei le dețineau în ceea ce privește această sumă de bani.
Dar dacă îmi permiteți să adaug ceva, aș dori să precizez și este foarte important faptul că în România infracțiunile sesizate au scăzut cu 11% anul acesta față de aceeași perioadă anului trecut, ceea ce înseamnă că Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, Poliția Română, Jandarmeria Română, precum și celelalte structuri de profil, au desfășurat activități atât pentru combaterea, prevenirea răspândirii COVID-19, dar și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, ceea ce se și poate observa în aceste cifre pe care le-am menționat anterior. Mulțumesc foarte mult! Da, iertați-mă, spuneți! Așadar, România, din punctul nostru de vedere, este o țară sigură, infracționalitatea este în scădere la toți indicatorii principali, ceea ce înseamnă că structurile Ministerului... Mate într-o mașină, atac banditesc, luați banii, ăia nici în ziua de azi nu sunt prinși, sunt într-adevăr, cum spune domnul Drăgan, în urmărirea lor, a făptuitorilor. Întrebare. În spatele acestor bani, acestor clanuri, acestor afaceri despre care nimeni nu știe să spună de unde sunt banii, adică 6,5 miliarde, nu e o sumă mică. Și în Sintești și alte locuri similare, sumele astea sunt mizilicuri, credeți-mă, chiar știu ce vorbesc. Dacă ea din Sintești își pun capul, modifică bugetul PIB-ul țării. Deci, repet, da, și mai dau, dacă vreți, Buzescu și alte Peretu și alte comune, unde dacă se strâng băieții, modifică PIB-ul țării. Și sunt sute de comune în care PIB-ul țării e pistol cu apă dacă l-aduni față de ce au ea în comune, în Ulcele și în Șifoniere. Da, Marius? Da, Tudor, aici vorbim de stat mafio. Deci tu foarte bine ai ridicat problema și ai spus, dom'le, cum au scos ăștia din bancă atâtea sute de mii de euro, 100 și ceva, 200 de mii de euro, fiindcă un om normal, dacă se duce să scoate niște bani din bancă cash, îi spune, domnule, maxim 10.000 de euro, spune-mi care e destinația banilor. Deci există un oficiu specializat pentru, știu eu, prevenirea actelor de spălare de bani și văd că nu funcționează, fiindcă altfel trebuia să existe o listă cu toți acești indivizi certați cu legea și atunci când depun bani în bancă, se întrebe de care e proveniența banilor. S-au plătit impozite sau nu s-au plătit? Deci nu funcționează. Avem o problemă mare în felul ăsta. Aștept și eu, exact cum CSAT-ul a demarat o luptă împotriva pandemiei și vedem că s-a ajuns la o situație destul de gravă, avem foarte mulți morți, fiindcă în acești 30 de ani nu s-a construit niciun spital de stat, s-au închis 67 și s-au cheltuit niște sume fabuloase, au intrat în buzunarele unor băieți deștepți. Dar ce vedem aici legat de acest jab la drumul mare care înspăimântă o țară? Vedem că de ieri s-a întâmplat acest jab și încă n-au fost prinși cei care au dat această lovitură. Deși sunt niște Marius, da. Să nu ne depărtăm de întrebarea pe care ți-am formulat-o și nu accidental ție, pentru că ești între oamenii care și în Parlament și în societatea civilă, la FEPAM-ul tău care lupți pentru animale, pentru mediu și pentru drepturile omului, ai făcut lucruri. Te întreb așa, cât la sută din clasa politică, din administrație locală, județeană sau din primari sau din primării se ascund sau se cresc sau se dezvoltă cu sume ca cea aflată pe bancheta din spate în mașina de azi noapte? Uite, hai să ne uităm la ce spune Curtea de Conturi, că am arătat raportul Curții de Conturi și vedem ce se întâmplă și la primării, vedem și cârdășia asta care există între aceste clanuri mafiote și oameni politici, vedem că aceste clanuri finanțează campaniile electorale și nu sunt atinse acum, fiindcă peste două săptămâni aproximativ sunt alegeri, au nevoie politicienii de banii acestor clanuri interlope, au nevoie de voturile acestor clanuri interlope și eu vă spun că nu se va întâmpla mare lucru până pe 6 decembrie. De ce? Marius, să te pregătesc să răspui la întrebarea de ce afirm că până după alegeri nu se va întâmpla nimic în lupta cu mafioții, dar nu acum, pentru că acum vreau să-l salut pe Dan Bucura. Salut, Dane! Te salut, Tudor, salut și pe Marius și telespectatorii. Îți mulțumesc foarte mult că ne ești alături. Dan Bucura, gazetărește vorbind, te întreb și pe tine cum l-am întrebat și pe Marius. În spatele sumelor, ca cea de pe bancheta de aseară din Jilava, 600 și ceva, 6 miliarde și jumătate de lei vechi, pradă, jaf, mașini lovite, circ cam filme. În spatele acestor sume, Dane, cât se ascunde din politica României în ultimii 30 de ani,
Cât senatori, deputați, primari, șefi de consilii județene s-au făcut cu astfel de bani, precizându-vă, stimați telespectatori, fără să dau detalii, dacă vreți, vă povestesc în detaliu. Există locuri în țară unde au loc accidente rutiere, din portbagajul mașinilor s-ar genți de bani, bă, genți de bani, s-ar genți de bani. Eu știu și șoferul, și mașina, și intersecția unde o salvare a fost lovită de o mașină. Din mașina care nu era salvare, bineînțeles, a fost, au sărit genți de bani. Știți că până în ziua de azi n-a întrebat nimeni cui sunt banii. Știți cine i-a luat de acolo? Nu spun acum. A fost mușamalizat. Ba mai mult, pacientul din salvare a murit și a fost măsluit actul de deces ca să reiasă că era deja mort când l-a lovit ăla. Alții duceau genți de bani până Moldova. Bă, nu vrei să știți. Ia zi, Dane. Gențile astea cu bani pe care le găsim noi acum sunt o dovadă, hai să fiu elegant în exprimare, dar n-am cum să nu-i spun așa, impotenței unui stat fiscal. Eu știu așa, astăzi, dacă eu Bucur având o firmuliță, un IMM, un mic, deci vorbim de o firmă cu mii sau poate zeci de mii de euro pe cifră de afaceri, dacă eu vreau să-mi scot banii mei, cash, și să am și eu nu o geantă, ci un plic cu bani, mă întreabă la bancă, mă chestionează, trebuie să completez formulare, trebuie să țin, trebuie să nu știu ce. Eu întreb oamenii ăștia cum pot să scoată banii ăștia. Ei au scos într-o perioadă în care legislația le-a dat voie. ANAF-ul, tot ce înseamnă instituții de forță în statul român. Că banii ăștia nu vin acum din, eu știu, din Bora Bora sau din Pago Pago în jet trec vama sau cu avioanele și așa mai departe. Banii ăștia există. Există în seifurile unora la groapă. Dane, așa din Dănuț, popor. Fii atent aici. Ieri am fost la bancă, nu dau numele băncii. Ieri eu am fost la bancă, am stat o oră. Ca să-mi actualizeze datele personale, explicând în detaliu, având o sumă pe cardul meu, unde mi-intră salariul de la B1, o sumă modestă, ca să fiu extrem de sincer, o sumă modestă, nu modestă, o sumă, n-are nicio legătură cu ce avea oia în mașină. Bă, dar nicio legătură. Am stat o oră, să declar de unde sunt banii, dacă sunt din salariu. Și nu asta, tu păi ești nebuna ta, păi stai puțin, Dănuț, că ăia nu au scos toți banii din bancă, am și eu informațiile mele, nu sunt toți banii lor. Este o parte din bani. 6 miliarde jumate este doar o parte din bănuți. Și vorba ta și alumar... Cum? Dacă te completezi, dacă tu nu scoteai, dacă nu dădeai 10 declarații alea pe care le-ai dat ca să-ți actualizeze, îți închideau și contul, corect, rămâne cu el blocat, corect. Și mai dezblocai la Sfântul Așteaptă, trebuie să mai completezi 10 hârtii. Adică eu nu înțeleg cum pentru oamenii normali, oamenii de rând astăzi, aceste elemente bancare se aplică la sânge și unii au sute de mii, că asta 6 miliarde și ceva vechi, înseamnă 120 de mii de euro. Asta e o puțin față de ce bani. E o nimica toată. Hai să încercăm să vedem amândoi ca ziariști dacă un senator și conducător de comisie specială de anchetă în Senatul României îți poate răspunde la întrebare. Marius? Cum e, frate? Cum e diferența între prostime, între mine, Bucura, tu, Marinescu și prietenii noștri și 18 milioane ca noi și ăștia care își permit și la nivel politic, și de administrație locală, și de clanuri mafiote, și de interlopi, să își permit aproape orice? Oprește-te puțin, faceți-ne așa fel să-l auzim pe Marius. Oprește-te, Marius. Marius? Marius, a renunțase la SPP și era în soție. Te rog frumos, Marius, da. Reia tot ce ai spus, că nu te-ai auzit. Nu, acum B1, acum ți-a dat și sunet. Da, mulțumesc. Aș vrea să punctez câteva lucruri, legătura între oamenii politici, ceea ce m-ai întrebat tu și aceste clanuri interlope. Hai să ne amintim cum domnul Dragnea renunțase la SPP și era condus la instanțe de... niște interlopi, era păzit tot guvernul la timpul respectiv. Să ne amintim de, atenție, fostul inspector general al poliției Popa, care circula cu mașina lui Vasile Blanga, un BMW, și avea mașină în portbagaj 700.000 de euro, spune DNA-ul, a spus la timpul respectiv. Toată presa vorbea de chestia asta și mergea la Vasile Blanga, care era ministru de interne. Ne aducem aminte, da?
Ne aducem aminte și de Omar Hayyam, care spunea și sunt dovezi. A vorbit chiar auzi, Marius, adune da. Aminte mie și lui Dan și celor de acasă. Cât a stat mașina aia în garajul guvernului cu Prada în ea? Cu droguri, da. Da, așa este. A fost o mașină, cum spui foarte bine, care a stat niște luni de zile și erau droguri în mașină. A mai fost o altă mașină, atenție, care chiar Omar Hayyam a declarat, e rechizitorul al lui Vasile Blaga, și Omar Hayyam i-a dat 300 de mii de dolari să-l scape din țară. Atenție, e rechizitorul. Domnul Bucuraș știe chestiile astea și vă arăt documente. Deci la nivelul ăsta s-a ridicat corupția generalizată, fiindcă dacă nu este corupție, nu sunt nici planurile interlope. Planurile interlope sunt o consecință. Marius, oprește-te o leacă, vreau să-i mulțumesc mult lui Dan Bucura. Dan, îți mulțumesc mult pentru intervenție. Rămâneți oameni buni alături de noi. Am deschis și telefoanele ca să vă spune și voi punctul de vedere. Sunt numerele afișate pe ecran. Pe tema aceasta pe care o discut cu Marius Marinescu, clanuri interlope, lumea politică, primarii, prefecții, președinții de consilii, județene. Revenim imediat. Trăim, domnule Goga, într-o lume fără onoare și fără limite morale. Marinescu, Ilie din Vâlcea e deja pe telefon, s-au înroșit cablurile. Ilie, te ascult și eu și senatorul Marinescu să-ți răspundem la modul de a privi această problemă. Ia zi, Ilie. Alo? Am onoarea să vă salut pe dumneavoastră și domnul Marinescu. Stima da. Și respect, domnul Marinescu, de vă cunosc de peste 20 de ani. Mulțumesc. Și drăguț, sau... Oprește sonorul televizorului, Ilie. Oprește sonorul televizorului. Mitraliere și o mitraliere. S-a găsit vreunul, niciunul. Ca să se... Alt telefon. Da. Nu. Oprește-i. Hai, te rog eu. Emilia Sărumâna. Opri sonorul televizorului, îmi pare rău. Bună seara. Te ascult și eu și Mariu. Zi, Emilia. Bună seara. Am și eu o problemă cu interlopii și cu cercetarea poliției. Este vorba de județul Vaslui, unde un interlop a construit o casă, s-a extins pe un teren... Nu, oprește telefonul. Nu vorbim de cazuri. Marius, hai ca să vorbim noi doi. Am încercat, dacă venim cu fiecare cu problema lui locativă și cu ce au construit interlopii pe terenuri ilegal, ce au construit ilegal nu facem. Marius, să revenim la subiectul serios. Clasa politică, acum la jumatea campaniei, am trecut de jumatea campaniei, se bazează sau nu se bazează ca în fiecare campanie electorală și pe sprijinul, pe roabele cu votul ale clanurilor? 100%. Am avut alegeri locale și chiar am mai vorbit de faptul că unii primari au fost ajutați de interlop sau mai mult de interlop și au luat încă un mandat. Am văzut, Tudor, filmul pe care l-ai dat tu înainte. Extraordinar. Bine că te-ai gândit la lucrul ăsta. Și vreau să spun că istoria se repetă. Ce se întâmpla la timpul respectiv în al doilea război mondial, să vorbeam fie de Sergiu Nicolaescu, spunea corupție generalizată, politicieni corupți, în sfârșit magistrați corupți, avocați corupți, politici corupți. Deci se cam întâmplă în zilele noastre, se întâmplă de 30 de ani. Vreau să punctez și să spun următorul lucru. Au existat două perioade în istoria noastră când nu am avut corupție sau era foarte mică și crimă organizată. În perioada în care am fost ocupat de nemți, din 1916 până în 1918, generalul Mackensen răspundea de armatele germane în România, da? Și chiar spunea în 1917, când a fost Marea Înzăpezire, zice, dom'le, o mai mare debandadă ca în România n-am întâlnit. După alegeri, Marius, să termină emisiunea, da. Să termină emisiunea, mai avem puțin timp, vreau să te aud răspunzând la următoarea întrebare. După 6 decembrie se va începe sub comanda lui Iohannis o luptă de adevăratele cu clanurile, că nu-l mai deranjează nimic, 4 ani e președinte, nu mai poate avea un alt mandat, poate să rămână în istorie ca eliberatorul de neam și țară cu aceste clanuri interlope. Da sau nu? Păi da, sigur că da. Și promis Claus Iohannis că lucrează la un pachet de legi sau lucrează actualii guvernați la un pachet de legi anticorupție care vor fi promovate în viitorul Parlament, că acum nu au majoritate. Dar eu sunt convins că presiunile cele mai mari vin de afară, așa cum a fost aprobată legea privind confiscarea extinsă a averilor, o directivă europeană din 2015 și abia acum a fost adoptată ca lege.
sunt convins că cei de afară, Uniunea Europeană, fac presiuni mari ca să se rezolve cu corupția. Rămâi lângă noi, rămâi lângă noi, Marius, ca să rămâi lângă noi să-l salutăm, să-l salutăm pe Vasile. Vasile, ești în direct la Sibiu, te ascult. Zi repede. Amoneană, să vă salut, domnul Barbu, cu stima. Vreau să vă spun un singur lucru. Tot ce arătați dumneavoastră este magnific, însă proporția imaginilor pe care le difuzați nu este decât 10% din ceea ce se întâmplă în realitate în această țară. Vasile, în opinia ta are dreptate senatorul Marinescu atunci când leagă o mare parte din clasa politică de interlopeștea și de banii lor negri? Mai mult decât adevărat e ce spune, însă dedesubturile sunt extraordinar de mari. Încrengăturile la nivel național duc până la cea mai umilă și amărâtă primărie. Cine poate, Vasile, ultima întrebare, cine în opinia ta poate conduce eficient o luptă, dacă vrea, împotriva acestor clanuri ca să mai elibereze un pic poporul de jugul acestor mafioți? Adevărul este foarte suficient să vă spun. Clasa politică care este pe eșichier la ora actuală în țara noastră nu va face așa ceva. Trebuie o clasă politică nouă, incoruptibilă, care n-a lucrat până acum în sistemul politic, cu ideologii și, ziceți, abnegație în lupta anticorupție pentru stoparea acestui flagel. Apropo de Iohannis, că va lupta în lupta anticorupție după ce va câștiga guvernul lui, eu nu cred. Foarte nu tare. Cred. Mersi mult, Vasile. Ai auzit, Marius? Da, am auzit. Eu v-am spus, vor fi presiuni de afară în direcția asta, fiindcă corupția de România, crima organizată de România, evaziunea de România, contrabanda, atenție, sunt vulnerabilități pentru Uniunea Europeană. De acolo o să fie guvernanții noștri trași de urechi, o să vedem și alte directive pe linia asta care se iau, iar guvernul României, parlamentul, viitorul parlament al României va fi obligat să facă anumite mișcări în direcția asta. Este nevoie să avem și noi un FBI, exact cum este FBI-ul din Statele Unite ale Americii, o structură puternică formată din procurori, ofițeri judiciari, ofițeri... O să zică lumea, Marius, o să zică lumea că ești purtător de cuvânt al Serviciului Român de Informații în procesul lui de restructurare națională. Dar se vede foarte clar, Tudor, că din 2016, mai mult din 2014, de când numai în codul penal, suminarea, acel articol privind suminarea economiei naționale de care se ocupau și serviciile, și mă refer la toate serviciile, atenție, sau din 2016, de când, atenție, au interceptările, ascultările, filajele pe mandat de securitate națională ale serviciilor, numai la SRI, erau folosite în instanță. De atunci, lupta anticorupție din 2016 e egal cu zero. Rămâi lângă noi, Marius. Robert, la Urzicene, ești în direct, Robert. Bună seara, domnul Tudor. Dau dreptate domnului Marinescu în tot ceea ce spune. Dar, din păcate, nimeni nu are atitudine. Tot ce se întâmplă în țara asta este o bătaie de joc. Nimeni nu vede clanurile, nimeni nu vede ce se întâmplă. În jurul Bucureștiului totul este o mafie. Absolut totul. Tot ce se întâmplă, Idorali, Europa, Dragonul, tot acolo sunt... Băi, Robert, eu te întreb așa, Robert, vreau să iau publicitate, dar nu înainte de a te întreba direct. Mă rog, spune. Tu crezi că ăștia care sunt aleși neamului, mă rog, nu toți, majoritatea dintre ei, nu pot sau nu vor să lupte pe bune cu mafia? Da, undeva unde 3% din toți aleși neamului ar vrea, restul nu vor. Mulțumesc mult de tot. O mafie. Mulțumesc mult, Robert din Urziceni. Oameni buni, luăm 2-3 minute de publicitate și revenim pentru un final foarte, foarte tare pe care mi l-a sugerat Marius Marinescu prin intervenția domniei sale. Marius, ne luăm la revedere de la tine. Finalul tu l-ai sugerat, ți-l dedic și ne auzim data viitoare. Rămâneți alături de noi, revenim imediat. Lui, nu e inventată de ai noștri cu Carmen Dan la 10 august. Nu. Fiți aici în Franța, fiți atenți. Poliția franceză, adică poliția pariziană, a distrus sute de adăposturi pentru migranți într-o piață a orașului. Ministrul de interne al Franței zice că acțiunea poliției a fost șocantă și cere ridică și dă-i play. Cere, aveți imagini. The Guardian dă și imagini din Paris. Băi, oameni buni, dă-i cu sunet. Îi măciucărește poliția pe migranți, le rupe adăposturile în două și, ce să vezi, ministrul de interne zice: bă, dar poliția noastră a acționat aiurea în tramvai. Ați înțeles de unde s-a inspirat Carmen Dan? Ați înțeles că imaginile astea au fost prefațate la videle, de binomul Vasilica
virgulă, Carmen. Amândouă din același bloc. Au zis, bă, fetelor, băi, fată, ce facem noi? Cum îi prosim pe proști? Păi le inventăm 10 august. E 30 august și la franțuji. E fix la fel. Ridică știrea, ridică-o. Hop, ia fiți atenți aici. Alo, ăsta este... Dă drumul. Imagini de pe Facebook-ul ministrului de interne, imagini de pe Facebook-ul primarului din Paris. Bă, toată lumea e pe Facebook. Dar nimeni nu se întreabă, poliția asta, din imagini, la ordinul cui s-a dus și i-a rupt pe ea pe genunchi, în mijlocul Parisului. Băi, atenție, stimați telespectatori. Migranții, rupți în două de poliția franceză și jandarmeria franceză, să nu credeți acum, eu am tot respectul pentru jandarmeria română, care e construită oarecum de pe model francez. Dar eu am avut privilegiu să intru când am fost într-una dintre... Când am fost la Paris, să intru într-o unitate a jandarmeriei, să discut cu ei, să le văd oarecum modul de pregătire și de... Vai, vai, ai noștri sunt pistol cu apă. Că-ți dă un spray în nas și două bastoane pe cârcă și mai te atinge cu butelia, dă-ți mai dă la rinic cu ea. Pistol cu apă. Sau tunurile cu apă. Ai grea în tramvai. Se vedeți pe jandarmii francezi când acționează. În afară de faptul că unul te omoară, restul fac cu tine orice. Este într-adevăr armata internă a Franței. Armata internă a Franței a acționat, cum vedeți în imagini, iar ministrul zice, bă, dar ce acțiune ia? Bravo! Dă-i. Ia stai puțin, ia coboară să vedem al cui e Facebook-ul ăsta, stop joc. Ian Brosa. Ian Brosa ăsta, dacă nu mă înșel, este chiar primar. Sau nu, e consilier al primarului. Dă-i play la material. Pline face bucurile oficialilor de intri, sunt intrigați că poliția franceză a acționat așa. Cât mai avem, prieten drag? Victorie, mai avem un minut. Du-te la primul material, du-te mai... Nu, mai. Stop! Nu. La primul, ăsta, bă, filmulețul ăsta, dă-l pe post. Repet, nu vreau să scuz pe nimeni. Am vrut doar să vă spun că peste tot în lume, vrăjeala politicienilor este aceeași. Eu n-am știut, bă, ce face poliția. Voi vă imaginați că în capitala, în orașul luminilor, acționează jandarmeria și poliția franceză acționează fără ca ministrul lor să știe, fără ca primarul lor să nu. Nu ne ducem, nu suntem atât de proști. Mă rog, suntem noi prostuți, că de-aia își bată ăștia joc politicienii noștri de 30 de ani de noi. Nu toți. Dar și în Franța și în alte țări e la fel. N-am inventat noi prostimea și nici prostirea prostimii. Nu. Ai noștri nu sunt decât un pic mai puțin patrioți decât ăia. Publicitate, revenim cu un final pe care, așa cum v-am spus, mi l-a sugerat prietenul meu, Marius Marinescu. Revenim imediat. Trăim, domnule Goga, într-o lume. Pe toate cele bune.